Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, a solicitat adoptarea unor liste de persoane care acționează pentru destabilizarea situației Republicii Moldova în cadrul regimului de sancțiuni creat la propunerea României. Declarația a fost făcută ieri înainte de reuniunea miniștrilor de externe din cele 27 de țări ale Uniunii Europene, la care a participat și șeful diplomației române. Ulterior, propunerea lui Aurescu a fost vociferată în plenul întrunirii. I will present the situation of the procedure which Romania launched together with other states to list persons which act against the stability of the Republic of Moldova under the sanctions regime which was recently created. I have proposed the creation of this sanctions regime on the 20th of February during the Foreign Affairs Council, and I'm glad that in a record time, perhaps in the fastest process of sanctions creation since the creation of the sanctions regimes within the European Union, this sanctions regime was launched. So I hope that these listings will be adopted as soon as possible. Ulterior, în cadrul reuniunii, Aurescu a solicitat adoptarea unor liste de persoane care acționează pentru destabilizarea situației Republicii Moldova, însă nu a fost precizat despre cine este vorba. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au ajuns în data de 24 aprilie la Luxemburg la un acord politic privind crearea unui regim de sancțiuni împotriva celor care acționează pentru destabilizarea Republicii Moldova și împotriva ordinii constituționale din țara noastră. Datorită acestui nou cadru, UE va putea viza, de exemplu, persoanele care obstrucționează sau subminează procesul politic democratic, inclusiv organizarea de alegeri, sau care încearcă să răstoarne ordinea constituțională, inclusiv prin acte de violență. Viitoarele măsuri restrictive ar putea viza, de asemenea, persoanele care comit abateri financiare grave în ceea ce privește fondurile publice și exportul neautorizat de capital, în măsura în care ar putea prelua controlul asupra activităților autorităților statului sau le-ar putea influența în mod serios. Sancțiunile vor consta în înghețarea activelor și interzicerea punerii la dispoziție de fonduri pentru persoane fizice și entități și o interdicție de călătorie în UE pentru persoanele fizice. Eforturile de destabilizare a Republicii Moldova s-au intensificat în mod vizibil de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și reprezintă o amenințare directă la adresa stabilității și securității frontierelor externe ale Uniunii Europene.